Și da, dacă mai fură, îi dăm șansa să fure din nou. Justiția din România face lucruri trăznite. Polițiștii examinatori de la Suceava, acuzați că dădeau permise la auto pe șpagă, sunt liberi și se pot întoarce la treaba lor, să examineze și să dea permise auto. Evident, nu știm cum. Trei dintre polițiștii acuzați că dădeau carnete pe șpagă au ieșit din arest și de o lună sunt la birou. Au voie să fie examinatori. Poliția Suceava nu i-a folosit până acum, dar ar putea o face pentru că nu are suficienți agenți. DNA susține că polițiștii asigurau promovarea pentru sume între 300 și 1500 de euro la traseu și extraordinare sume, 3000 și 6000 de euro la sală. Procurorii spun că în unele cazuri banii erau ținuți în ligheane și găleți sau ascunși în pereți. România este țara cu cele mai multe victime în accidente auto din Europa pe șoselele din România. 98 de victime la 1 milion de locuitori în 2017, de două ori mai mult decât media Uniunii Europene. Legătura asta, cauzalitatea asta directă, nu e neapărat în felul ăsta, însă este revoltător să aflăm că am văzut mai devreme raportul de la ONEJ, da? Polițiștii care au operat acolo nu știau, da, că criminalul, presupusul criminal, da, în mod evident arestat pentru asta, da, sunase la 112, nu știa revendicările, cel care negocia cu ei. În plus, polițiștii ar fi avut cheile de la apartament și puteau să intre să-i salveze pe cei doi oameni care au murit sub ochii lor. Însă am văzut că ei s-au fofilat, au dispărut, evident, se va ocupa domnul Bode să mușamalizeze situația. Știau revendicările, n-am citit raportul ăsta, dar ăla a făcut clar public ce vrea. Dați-mi 300.000 de euro sau îmi dați apartament. La 112 public, dar nu negociatorul. Așa este, păi, negociatorul, știa negociatorul ce a zis, că îi dădeau actele. Asta e situația. Întorcându-ne la Suceava, este ceva monstruos. Oamenii aceia, de fapt, teoretic, asta e sentimentul meu, practic vindeau moartea, da? Pentru că cei care primeau cu 6.000 de euro, dădeau 6.000 de euro și primeau un permis fals, pentru că nu știau, de fapt, răspunsurile la sală, pot oricând să omoare pe cineva. Oricând să omoare pe cineva pe șoselele din România, de aceea avem atâția inconștienți și această lipsă totală asta de disciplină. Asta e, de fapt, știi ce trimite oamenii din țară, ce îi face să plece. Asta este. Chestia asta. Așa știi că, bă, nu iei bani europeni, nu știm noi să luăm. Bine, mă, om învăța odată. Atâta putem noi în momentul ăsta. Nu putem. Asta e o nedreptate îngrozitoare. Mă, da, chestia asta, așa, pe cuvânt, eu nu zic ține milițianul la pușcărie. Scoate-l, ține-l sub control judiciar până îl judeci, așa, da, e corect, da? Mă, dar tu îl duci chiar acolo, ba mai mult, îi lași și libertatea să facă fix aceeași chestie. Și vii cu argumente, știi pe cine aș lăsa? Cu argumente. Uite, știi pe cine aș lăsa? Dacă un doctor a luat șpagă la operație, aia e altceva, știi? N-are nicio legătură. Pe ăla l-aș lăsa să opere. Nu, aici polițistul practic a făcut un îndemn la crimă, de fapt, pentru că e momentul în care i-a pus în brațe pentru 6.000 de euro un carnet, un permis fals, da, un permis fals, ăla în momentul respectiv este, cum să spun eu, un potențial criminal în România. Și a bătut și joc de bani, a băgat în lighean și în pereți. Nu, ce lipsă de imaginație. Oamenii au făcut de râs istoria șpăgilor monumentale din România. Sunt niște ageamii îngrozitori. Pentru asta ar trebui pedepsiți.